Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda, și-a depus candidatura pentru un nou mandat ca primar al localității pe care o cârmuiește. Am depus dosarele de candidatură. Vă mulțumim tuturor pentru cele aproape 1000 de semnături pe care le-am depus astăzi la biroul electoral de circumscripție. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin. Le mulțumesc și lor pentru că în ultimele săptămâni au mers și au adunat aceste semnături. Iar astăzi ne-am înscris oficial în cursa pentru un nou mandat în cadrul primăriei Ghiroda. Sper ca echipa din spate să fie, mare parte din ea să fie în Consiliul Local și împreună să continuăm să dezvoltăm Ghiroda și Jarabu-Mântavi. Când te bazezi pe o echipă puternică, ai încredere că poți finaliza proiecte importante. În cei 8 ani de mandat am obținut progrese remarcabile alături de oamenii care ne-au împărtășit viziunea și au luptat pentru binele comunității noastre. Sunt onorat că mi-ați oferit privilegiul de a lucra în beneficiul tuturor cetățenilor și vă mulțumesc pentru întreg sprijinul acordat până în prezent. Cu ajutorul oamenilor hotărâți și experimentați, suntem în continuare dedicați modernizării comunei noastre. Împreună formăm echipă pentru Ghiroda și Jarmatavi, transmite primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu.